Bine ați venit la banchetul filozofic și îi dau din nou cuvântul domnului profesor Stoenescu. Deja se născuse o discuție aici despre adevăr, post-adevăr. Domnule profesor, vă ascultăm cu mult drag. Mulțumesc, Andrei, și mă, mă bucur că ne, ne întâlnim, iată, astăzi, într-un nou, nou episod al banchetului nostru filozofic astăzi propunerea propunerea mea este aceea a unei călătorii conceptuale am am intitulat-o așa de la adevăr la post adevăr și firește miza acestei, acestei discuții nu este una maximală întrucât ne ne aflăm în situația în care încercăm nu să ne apropiem de aceste concepte să, să înțelegem felul în care putem utiliza conceptul de post-adevăr, post în așa fel încât, în, în cele din urmă, să ne aflăm în situația de dorit a unei dezbateri critice bazate pe, pe argumente. Încercam în, în discuția preliminară să propun și o uh, protoistoria termenului de uh, post-adevăr post și uh, uh, porneam, de fapt, de la uh, uh, semnalarea utilizării în uh, ultimul deceniu uh, a acestui uh, termen într-un într mod din ce în ce mai extins și în uh, contexte dintre cele mai uh, diferite. Ale discursului și, de asemenea, prin raportare la tematică, nu am putea vorbi despre articulări discursive în care conceptul de post-adevăr este inserat în relație cu tematici dintre cele mai, mai diverse. Însă, așa cum aș vedea eu lucrurile, a spune că acest acest concept a fost forjat, în primul rând, în, filozofi în contextul filozofiei politice, și ulterior, în epistemologie, s-a încercat să se găsească o cale de elucidare, nu lămurire a contextului justificativ în care conceptul de, de post-adevăr poate fi aplicat și găsește utilizări îndreptățite. În, în opinia mea, cred că dincolo de diversele, diversele propuneri ce vin dintr-un orizont cultural, acolo unde este vorba despre politică, despre propagandă, despre asemenea, asemenea aspecte ce iau în, în, considerare interese, slăbiciunii ce țin de vulnerabilități care sunt evidente nu? Din, din, perspectiva unor concepte tari, concepte puternice. E bine, în, în, această privință, post-adevărul post nu ar, ar însemna o trecere dincolo de adevăr, o depășire nu, a conceptului tradițional de adevăr. Și prin, prin urmare o revizuire a unor înțelesuri cu care noi lucram în, în mod tradițional. Din, din perspectivă culturală, așadar, spuneam că sunt prefigurări ale acestui concept în diverse discuții despre politică și putere, despre interese și felul în care propunem o viziune asupra lumii. Chiar și în, la unii comentatori, nu? unii comentatori ai operei lui Platon și în unele discuții despre. Republica, nu? Dialogul, dialogul despre stat, ne, ne reamintim că acolo, acolo, Platon propunea nu ca cel ce deține, deține puterea în, în stat să fie cel ce știe, cel ce cunoaște. Așadar, are cunoașterea de, de, partea, de partea sa, dar o exercită de asemenea prin prin putere, nu având în, în același timp, odată cu cunoașterea și, și puterea. E, în acest model al puterii, în care avem de-a face cu o ierarhie și în care cel ce deține puterea se bizuie și pe autoritatea sa, sa epistemică. Putem, putem vorbi așadar despre, nu, din perspectiva criticilor pe care vor fi făcute de către partizanii societății deschise, putem putem vorbi așadar despre un tip de societate, societate închisă, da? în care puterea duce la Consolidarea unei, unei ierarhii, iar cel ce deține puterea își folosește întreaga cunoaștere de care dispune în scopul realizării intereselor, intereselor proprii. Ori, în, în această privință, dacă luăm, luăm în considerare ulterior discuțiile despre. Experiențele politice totalitare ale secolului 20 se, se discută foarte, foarte mult despre felul în care, propagandistic, nu, adevărul este reconfigurat. Și în, în această privință, firește că. Se, se discută despre un gen de schimbare a istoriei, de reinterpretare a, a istoriei în diversele acțiuni propagandistice ale secolului XX, în care extremismele de dreapta nu și de stânga, nazismul și societatea bolșevică, prin acțiunile lor de. de propagandă sau, s-au apropiat, nu vizând în, în acest sens scopuri, scopuri, asemănătoare de exercitare a puterii în scopul unificării mesajului transmis cetățenilor. În, în, această, în această, privință putem, putem, vorbi despre această rescriere Rescriere a, a istoriei despre modul în care sunt re, reconfigurate relațiile dintre cetățeni, inclusiv drepturile cetățenești, totul din, din perspectiva intereselor, intereselor politice. În, în această privință firește că au fost consecințe culturale enorme, nu de exemplu. Așa, așa numita obiectivitate a propagandei germane sau, în, în același timp, exercițiile de realism socialist ale statelor totalitare comuniste. E, în, în această privință, un anume prezenteism în scrierea istoriei poate fi însă. Detectat ca, o, un fel de, ca un fel de reflex ce trădează o anumită continuitate interpretativă. Adică, ideea de a rescrie, rescrie istoria de, de fiecare dată, din, din perspectiva celui care deține puterea la, la un moment dat, și am avea asemenea încercări pe care le face orice, orice generație. În cartea sa Contingență, ironie, solidaritate, Rorty menționează drept exemplar un asemenea moment cel al revoluției franceze, când în numele unor idealuri, nu? precum egalitate, libertate, fraternitate, se propune și rescrierea rescrierea istoriei, nu? Adică un încearcă revoluționarii francezi să facă tabula rasa și să ia totul, totul de, la, de la început, să așeze lumea în alte cadre conceptuale, nu? Să forțeze adoptarea unui noi scheme conceptuale, a unei inclusiv a unei noi taxonomii, nu ne ne reamintim e un Episope care îl invocă mulți mulți istorici, inclusiv lunile anului, sunt, sunt redenumite corespunzător noi, noi ideologii. Bun. Deci, astfel, astfel de reflexe de tip prezenteist în revizuirea, să spunem, a ceea ce în mod tradițional era considerat drept. Acceptat, au, au loc și din punct de vedere epistemologic, firește că aici și mecanismul este unul ușor de, de identificat. Nu? Este vorba despre relația dintre adevăr și întemeiere, este vorba despre ceea ce considerăm drept întemeiat la, la un moment dat nu? și ceea ce este considerat drept întemeiat la. La un moment dat, dacă este pus, iată, într-un într -un context al unei dezbateri politice, sociale, atunci firește că începe să, să depindă cu atât mai puțin de, de fapte și mai mult de interesele, emoțiile și acea încărcătură subiectivă care este, este atât de schimbătoare, nu? Ori dacă... Se, se schimbă nu, această uh, limită nu, a, a dependenței noastre, limită în care fixăm, fixăm adevărul, atunci firește că adevărul intră într-o într dinamică în care este adaptat să spunem nevoilor, nevoilor prezentului. Ei bine, aș pune însă că odată cu uh, lucrarea Hane Arendt despre uh, adevăr și uh, politică, uh, avem uh, o, o schimbare, da? o schimbare de uh, perspectivă, în sensul că nu mai este luată în uh, considerare doar această dimensiune uh, a uh, rescrierii uh, istoriei și a propagandei în scopul impunerii unei anumite ideologii, da? care firește este definită drept falsă conștiință și în, în acest sens propaganda caută căi prin care să să înoculeze, nu? În în cetățean să-i ademenească să-i facă partizani acestei aceste ideologii Arend accentuează și faptul că este vorba aici și despre o dimensiune de tip interpretativ da? deci în, în această privință spune că observațiile ei scot scot în evidență o chestiune foarte riguroasă din punct de vedere epistemologic, și care era în, în dezbatere în vremea respectivă, anume această idee a unui pluralism, în înțelegerea lumii, a unui pluralism interpretativ. Și aș spune că, din punct de vedere filozofic, aici principalele resorturi vin, atât din filozofia analitică, în care se discută despre relativismul epistemologic, dar și în filozofia continentală, unde avem o dezbatere consistentă cu privire la noțiunea aceasta de, de interpretare. În, în această privință, aș vrea să, să spun că în, în consolidarea acestei viziuni asupra posibilității unui concept al, al post-adevărului, aș aduce în, în discuție ca un background favorabil toată acea dezbatere despre relativism în diverse forme, ce a avut loc pe parcursul secolului 20, începând cu relativismul lingvistic, cu acele cercetări pe care le-au le făcut lingviști care aveau și, să spunem, înclinații și aptitudini filozofice, de o potrivă cu cu antropologi, cu aceeași sensibilitate filozofică și uh, ei, uh, ei au uh, remarcat această uh, pluralitate, nu, a uh, vocabularului pe care îl putem folosi pentru uh, a uh, descrie uh, lumea. Uh, așadar, uh, uh, relativismul Lingvistic, devine, în, în opinia mea, o premisă nu? ce constituie acest fundal al deplasării de la adevăr spre post-adevăr post și aș menționa în, în această privință formulări în care antropologii și cercetătorii în Lingvistică, se sizau asemenea diferențe conceptuale în înțelegerea lumii. De exemplu, Shapir și Worf remarcă în lucrările lor, în care se se ocupă de cercetarea diverselor limbaje și au luat în, în considerare cu, cu precădere expresii din Limba nativilor americani, de exemplu, de la indienii Navajo sau, sau Hopi, nu? de asemenea din limbajul inuiților, eschimoșilor din, din nord. Nu? Și remarcau faptul că aceștia descriu, descriu lumea în, în mod diferit, iar limbajul. Limbajul lor este constituit pe anumite criterii pragmatice, criterii de eficiență în, în raport cu nevoile personale sau în raport cu nevoile comunității. Nu? Este, este celebră acea, acea listă de termeni pe care îi, îi găsim în limbajul inuiților pentru cuvântul zăpadă. Nu? Au numai puțin de uh, peste 20 de cuvinte pentru uh, un singur cuvânt din limba, uh, nu? Uh, din limbile indo-europene, cuvântul zăpadă. De ce? Uh, pentru că uh, toate, toate aceste cuvinte uh, numeroase uh, sunt uh, folosite și corespund unor uh, nevoi practice ale comunității astfel încât trebuie să avem un cuvânt pentru zăpadă înghețată un, cu, un alt cuvânt pentru zăpadă care este bună pentru a face un iglu un alt cuvânt pentru zăpada afânată din care putem obține afânată și curată din care putem obține apă de băut da așadar iată cum, prin aplicarea acestor etichete nu? pentru diversele sortimente de zăpadă, putem spune că efectul este o lume diferită în care trăiește, trăiește inuitul, o lume adaptată la, la nevoile sale cotidiene. Bun. Deci, în, în acest sens, în, în relație cu asemenea, nevoi practice, interese și aspecte subiective, putem, iată, să vedem prin relativismul lingvistic un context în care se produce acea nu, sl slăbire a unei scheme conceptuale mult mai fixe și mai riguroase pe care o utilizam din perspectiva limbajului indo-european dominant. Lucrurile acestea capătă apoi un, un contur și mai bine precizat odată cu dezbaterea din filozofia științei cu privire la relativismul cognitiv sau relativismul epistemologic și este, este evident că în, în această privință, efectul cel mai vizibil a fost produs de Thomas Kuhn cu a sa structură a revoluțiilor științifice și în, în această privință putem și înțelege nu? de ce lucrarea lui Thomas Kuhn a devenit un Bestseller nu numai pentru filozofii științei, ci și pentru politicieni, sociologii, antropologi, cu toții văzând nu, în această propunere a lui de a aduce în, în prim planul discuției comunitatea și definirea paradigmei pe baza faptului că ea este împărtășită în comun de membrii unei comunități care lucrează, nu? în aceeași matrice disciplinară, împărtășesc în comun aceleași presupoziții, se raportează la aceleași cazuri, cazuri exemplare prin, prin urmare, în, în, în acest sens putem, putem vorbi despre faptul că membrii unei comunități trăiesc într-o anumită lume, deci apare și o diferență ontologică, iar cei ai altei comunității sunt locuitorii unei alte lumi. În așa fel încât trecerea de la o lume la alta seamănă cu ceea ce cum numea un fel de convertire religioasă. Da? Deci nu pe bază de argumente, pe baze raționale, ci în în condițiile unei subiectivități amplificate, astfel, astfel încât, practic, este vorba de un angajament subiectiv extrem, extrem de puternic. Așadar, iată, în felul acesta, prin această discuție din, din filozofia, Științe este, să spunem, subminat prin relativism, este subminat, de fapt conceptul tradițional al cunoașterii obiective. Da? Deci nu, nu mai vorbim în acest sens despre, despre fapte obiective, ci au prioritate epistemologică a, 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 așa numitele non-fapte, nu, adică valori. Interese, aspecte, aspecte subiective, predispoziții, presupoziții, prejudecăți, da? deci iată, toate, toate acestea concură pentru a configura o, o lume care este acceptată de cel ce aderă la, la comunitatea, comunitatea respectivă. Același tip de discuție are loc și în, în filozofia continentală și aș spune că în, în această privință poate să ne fie foarte utilă o privire, privire comparativă. Nu? Iată, aș spune că aici, dacă luăm în considerare modernitatea filozofică europeană, atunci, înainte de post-adevăr, avem postmodernismul filozofic. Iar în această, în această privință aș spune că discursul lui Lyotard este unul, unul semnificativ, nu? pentru că el, el vorbește chiar despre depășirea dicotomiilor tradiționale ale modernității. El spune că trebuie depășită nu? a opoziția tradițională dintre adevăr și fals, odată cu celelalte opoziții tradiționale între bine și rău, frumos și urât. Așadar, avem de a face prin, prin urmare, în opinia Lyotard ca postmodernist ca, cu o depășire a unor dicotomii tradiționale și adoptarea unei anumite gradualități. Deci diferențele nu mai sunt de natură, sunt graduale și se, se produc într-un într mod pluralist. E, în, în aceeași paradigmă nu lucrează și, și alții filozofii postmoderni, mizând totul, nu, în cazul lui Derrida, iată pe, pe ceea ce el numește interpretare, iar la, la Foucault, în cazul lui Foucault ne este propus chiar un, un concept care poate fi în, în opinia mea înțeles chiar, chiar comparativ cu ceea ce propuneau relativiștii din, din filozofia analitică, conceptul de epistemă nu? cu care cu crează, lucrează Foucault. El înțelegând prin, prin aceasta acea gândire anonimă colectivă, nu? acea prin urmare, schemă conceptuală în care lucrează membrii unei comunități și care gândesc, da, în anumiți termeni, tocmai pentru că sunt, să spunem, adaptați acelei, acelei comunități întru totul. Și, în felul acesta, împărtășirea acelei episteme asigură nu doar confortul cognitiv, nu? ci și o, o eficiență pragmatică maximală. Bun. Toate, toate acestea sunt așadar ce se întâmplă în, în filozofia analitică, în filozofia continentală, relativismul cognitiv și postmodernismul sunt premisele favorabile ale unei asemenea discuții despre, despre post-adevăr, înțeles așadar nu doar dintr-o perspectivă politică, ci luând în considerare aceste componente de tip, de tip epistemic. Așadar, e, e vorba despre o schimbare nu? a direcției argumentării despre o punere a raționamentelor într-un alt context, despre trecerea de la o raționalizat, raționalitate bazată pe pași deductiv, logic, corect, pe asigurarea unei consistențe logice, la o raționalitate bazată pe valori, caz, caz în care de data aceasta este vorba despre susținerea unui argument pornind de la anumite valori împărtășite în, în comun, ceea ce este într-adevăr într-un totul justificabil și este dezvoltat în prezent în... Așa anumite, în așa numită filozofie interculturală. Da? În care sunt luate în considerare comunități diferite, culturale diferite, și este analizată posibilitatea realizării unei comunicări între ele, în așa fel încât să, să ajungem chiar și la, la consens. Și în cele, în cele din urmă o reconfigurare a modului în care argumentăm luând, luând în considerare nu structura logic corectă a argumentului ci, și nu faptele ci presupunând că odată ce un subiect epistemic are o anumită convingere atunci putem lucra, pornind de la, de, la acea, de la acea convingere. Ca să, să dau un, un exemplu radical pentru a înțelege lucrurile, hai să presupunem că cineva spune ceva de felul următor, că luna este, este făcută din, din brânză. Nu? Știm, știm bine că lucrul acesta nu Corespunde faptelor, dar în cazul acceptării noilor convenții, nu vom mai invoca faptele, ci vom accepta să intrăm într-o discuție pe care, din perspectiva tradițională, o vom considera necritică, dar vom discuta cu cel ce a făcut această aserțiune și îl vom întreba, bun, și din ce fel de brânză crezi că ești? este făcută luna, nu? Deci, iată, este o, o schimbare completă, nu? De, și destul de, de radicală a structurii dialogului și, firește, în felul acesta putem spune că vor putea să conteze diverse preferințe culturale ale celor ce sunt angrenați într-un asemenea dialog, nu? Pentru că în funcție de, de aceste preferințe, vor, vor putea să, să vorbească despre nu brânza Telemea sau, să spunem, brânză, brânză Rockford. Și chiar să venim, în fine, în, în aceste condiții, cu un, și cu o reacție critică și că, căzus pe gândul să replicăm. Nu, luna nu poate fi făcută din brânză, pentru că atunci în, în cosmos am avea nu doar o radiație remanentă de la Big Bang, ci am avea și un anumit miros, nu? cosmosul ar fi uh, micrositora brânză Rockford sau telemea în funcție de preferințele culturale. Bun, am dat intenționat acest exemplu uh, extrem pentru uh, a uh, vedea unde putem ajunge în cele din urmă și cred că putem uh, putem găsi multe uh, discuții care uh, seamănă cu cel pe care l le-am uh, le uh, le enumerat. Așadar, nu sunt, nu sunt absurde, dar, iată, dislocă complet reguli și principii tradiționale ale, ale corectitudinii, și, practic, suntem plasați într-un alt, alt context al, al discursului. Schimbare posibilă. Nu Spun uh, cei ce vin dinspre școala de la uh, Frankfurt și îl uh, citează pe Habermas, că asemenea dis contexte pot fi uh, admise și putem face uh, asemenea uh, extinderi. Dar uh, riscul e foarte, uh, e foarte uh, mare, pentru că dacă pierdem distinția uh, dintre uh, adevăr și fals în, uh, în post, uh, Post-adevăr, atunci, într-adevăr, putem ajunge în situația de a spune orice, în măsura în care acest orice corespunde convingerilor subiective și satisface aceste convingeri. În, în așa fel încât noul, noul personaj în acest dialog nu mai este mincinosul nu? pe care în mod clasic îl, îl, îl aveam nu? de la Epimenide de Cretanul, o știm, o știm bine cu, cu toții, ci trebuie să, să avem un, chiar, poate, un nou termen pentru acest personaj care nu mai deosebește între adevăr și fals. Și uh, care atunci când, uh, hai să zicem așa, spune o minciună, el, de fapt, uh, consideră că nu spune o minciună, pentru că nu există nu, un adevăr și un fals care să uh, uh, califice rostirea sa drept, uh, drept minciună. Un, uh, un filozof american a propus chiar un nou, uh, nou termen, mai greu traductibil în limba română, este. Bullshitter, da? Așa l-am putea numi pe noul, noul personaj. Este un articol relativ recent, de, de acum câțiva ani. Deci este cel ce spune, să spunem așa, or, orice, pentru că știe că până, până la urmă poate, în felul acesta, să atragă asentimentul unora. În, în așa fel încât, în măsura în care ai aderenți, atunci ceea ce ai spus contează, chiar dacă nu, nu, corespunde, nu corespunde cu faptele. Ei bine, să fie, să fie aceasta o, o încurcătură în care am, am intrat, să fie o direcție în care alunecăm într-un mod necontrolat. Părerile sunt sunt împărțite. În urmă cu câțiva ani, un american, Tom Nichols, a publicat o carte de, de mare succes, Sfârșitul competenței sau Sfârșitul expertizei. Cam acestea sunt modalitățile în care ea a fost, titlul a fost tradus în limba română, în care spunea, tom, remarca tocmai faptul acesta, să spunem, negativ, rău, da? al acestui tip de de discurs în care nu mai avem o instanță care să, să decidă cum să calificăm diversele, diversele pretenții și să, pe baza unei expertize și a încrederii în experți, nu? să analizăm diversele pretenții de adevăr prezente în agora. Nu? inclusiv în agora virtuală, aceasta uh, multiplică mult posibilitățile de uh, 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 a ajunge în, uh, în încurcătură. E bine, uh, așadar, nu se mai face acea decantare pe baza, uh, pe baza uh, unei, uh, unei expertize. Uh, e bine, uh, dacă, uh, dacă așa stau, uh, stau lucrurile, Putem uh, să, să mergem chiar, uh, chiar mai departe și uh, să-l uh, am, uh, am citit un interviu al lui Denet, în care el spunea chiar că e rău de tot, da? că nu uh, 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 tindem să intrăm într-o uh, încurcătură fără uh, uh, să avem prefigurată o ieșire, ceva asemănătoare cu situația de la sfârșitul evului mediu și începutul renașterii când într un anumit interval au coabitat atât renașterea cât și antirenașterea. Da? adică îl aveam în același timp pe Da Vinci, dar și vrăjitoarele care se dovedeau foarte eficiente în acțiunile, în acțiunile lor. Bun și atunci acum am începe să traversăm, da, iarăși și Uh, un interval al, uh, al post-adevărului. Uh, Totuși, nu-i chiar atât de, de rău, spun alții, uh, și anume, uh, care este, uh, este argumentul, uh, argumentul lor? Uh, că, de fapt, uh, noi întotdeauna am trăit în post-adevăr. Da? Deci, uh, este ceva ce ține de uh, Homo sapiens, ca să zicem așa. Uh, am, uh, am găsit uh, la unul dintre filozofii. La, la modă acum, Hariri, el zice că da, întotdeauna am trăit cu mituri, superstiții, ideologii și alte, alte asemenea credințe. Da? Așadar, aceasta ține de, de natura umană. Acum suntem într-o etapă nouă în care aceste noi, noi mitologii sunt amplificate, de fapt, de noile tehnologii ale, ale comunicării. Bun, și atunci înseamnă că problema va fi și va depinde de felul în care vom, vom gestiona, gestiona această, această situație. Cum? În ce fel o vom, o vom face? Ei bine, cu mai puțină aroganță ar fi unul dintre răspunsuri. Unul dintre filozofii pe care i-am văzut la ultimul, ultima noastră conferință despre understanding. Michael Lynch a scris un, un, un articol pe, pe această temă, spunând că în această epocă a post este nevoie de mai multă umilință în detrimentul aroganței celor ce încearcă să-și să -și impună punctul, punctul de vedere. Cum, cum ne cum, iată, suntem așadar în fața unei provocări și cred că, filozofic vorbind, nu avem de ce să nu ne angajăm și noi în ea. Mulțumesc, mă opresc aici pentru a rămâne ceva timp și pentru comentariile publicului participant. Mulțumim din suflet, domnului profesor Stoănescu, pentru o prelegere deosebit de generoasă. Acum ar fi momentul ideal să punem întrebări. Vă rog, dacă aveți intervenții, nu ezitați să semnalați acest lucru, fie în bara de conversație, fie folosind reacția mâinii virtuale pe care o puteți ridica. Avem o intervenție din partea domnului Bugânfia, Bogdan Terofânt. Domn profesor, doar ca să, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această prezentare. Aș vrea să completez un pic ce a spus dumneavoastră cu ceea ce reprezenta mentalitatea referitoare la adevăr din perspectiva omului care este angajat în post adevăr. Omul care, să zicem că e practicant în acest sens, ar spune următorul lucru. Interesul nu este asupra uh, opinării care eventual ar primi o respingere. Dacă eu susțin că uh, luna este făcută din uh, brânză, o să susțin cât de tare pot până la proba contrarie. Nu. Uh, din contră, cred că asta este perspectiva celui care e angajat în adevăr. Cel care este angajat în post-adevăr ar susține că luna este formată din brânză și nu contează proba contrarie la sfârșitul zilei. O să susțin în continuare cât de tare pot, pentru că este uh, acest joculeț al atenției către uh, ceva ce este mai vocal, ceva ce sună mai tare decât uh, restul. Asta pe de parte. Și uh, uh, este foarte interesant, mi-a plăcut și că ați spus despre uh, acești filozofi care aparent încearcă să spună că am trăit cu uh, post-adevărul și chiar uh, lecturam niște articole uh, în italiană, traduse, în care se susține că la început, în perioada Revoluției franceze aveam, să spunem, cel mai bun teren pentru post adevăr, pentru că atunci se adunau, aparent, prin viu grai, acești oameni care circulau opinii până la urmă. Nu era nimic verificat. Opinii ale aristocraților care voiau să manipuleze comportamentul oamenilor mai puțin educați, nu? Avem acele Scene publice în care uh, se, se vestea sau se sugera doar în uh, articole. Scrisă tot așa un fel de opinii, că va veni o invazie, că vor fi atacate anumite sate și un om, să zicem, că auzea de la altcineva, fugea în sat la mama lui să anunțe pe toată lumea și când se pregătea tot satul să se apere, apăreau poate doi huligani care din greșeală erau în trecere. Adică cam așa se manifestau și unii argumentează că asta a dus la nu neapărat la răscoala în sine împotriva sistemului, ci mai degrabă neîncredere în conducerea din Franța de atunci și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, e o, e o legătură destul de puternică între neîncrederea socială și ceea ce face, de fapt, post adevărul Da, mulțumesc pentru comentariu. Într-adevăr, Revoluția franceză e un teren profitabil pentru cei ce se ocupă de, de aceste aspecte. Mai aduc acum aminte de de o lucrare care discută despre cauzele Revoluției franceze. Or, dacă încercăm să vedem în literatura istoricilor felul în care se discută despre cauze, vom, ne vom confrunta cu o pluralitate de păreri, unele care sunt, sunt incompatibile. Nu? Adică să spunem de la cauze ce țin de Ascensiunea burgheziei, nu? Unei, unui nou grup social, până la cauze care invocă cultura luminismului. Nu? Deci, iată, în, în acest sens, scrierea, scrierea istoriei se poate face în, în acest fel, în acest sens, să spunem, într-o modalitate pluralistă din, din această perspectivă. Dar este evident că cel ce trăiește în post-adevăr nu mai ia în considerare istoria obiectivă ca succesiunea faptelor și se discută doar despre istorie ca povestire a faptelor, nu? ca povestire a ceea ce s-a întâmplat. Deci, în, în acest sens, renunțăm la a stabili fapte și vorbim doar despre povești. Da? Și ne, ceea ce ne interesează pe noi este care poveste e mai bună, este acceptabilă. Care dintre, dintre poveștile spuse nu, poate fi acceptată? Deci, aceasta ar fi deosebirea și diferența față de da, o lume în care deosebim între. Adevăr și fals și ne bazăm pe, pe fapte, și o lume a post adevărului, în care iată. se Lecția da, epistemică pe care o facem este între narațiuni. Da? Deci care, care narațiune convine cel mai mult anumitor așteptări, care pot avea diverse temeiuri, aceea este acceptată, selectată și promovată, să spunem atunci credeți că ar fi permis să, să zicem, o orientare în direcția virtuților epistemice, în sensul în care uh, ceea ce se poate reproșa uh, practicanților de post adevăr, ni se poate repro reproșa și nouă până la urmă, în sensul că uh, și noi dacă ne angajăm în interpretarea asta istorie în care încercăm să arătăm care este latura obiectivă, până la urmă putem să fim criticați în sensul în care aducem, de fapt, o abordare personală uh, uh, din partea celor care uh, susțin post-adevărul. Da. Deci, ăsta e, e într-adevăr uh, riscul și pare a fi o, 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 o reacție nu? Uh, pe deplin justificată, ce, uh, ce ține de acceptarea unor uh, pre, uh, supoziții diferite. Da? Deci, e vorba aici despre situări diferite, despre, să spunem, scheme conceptuale diferite și atunci uh, lumile. Adevărului și lumile post-adevărului uh, dif, uh, diferă uh, într-un uh, într mod uh, radical. Acum, uh, problema este în ce măsură putem comunica, da? sau este vorba despre uh, o, o ruptură. E, cei care spun că am trăit uh, dintotdeauna cu un picior uh, și în lumea post-adevărului, spun că, că, de fapt nu trebuie să vedem atât de dramatic lucrurile, asemenea unei schizme. Da? Și este vorba în cele din urmă despre o conviețuire posibilă cu, cu condiția să găsim nu, acel canal de, de comunicare, unde să se realizeze acea traducere sau interpretare parțială, ca să vorbim în termenii filozofilor analitici. Mulțumim din suflet, domnule profesor, și mulțumim și lui Bogdan pentru întrebare excelentă. Dacă îmi permiteți o foarte scurtă intervenție finală și din partea mea, și sunt curios cum reacționați. Exact. Um, Există, firește, o tradiție bogată privitoare la construcția culturală sau la construcția influențată politic a reprezentărilor ajunse să fie dominante într-o anumită comunitate. Dar mă întreb dacă nu cumva fenomenul post-adevărului este un fenomen care pervertește însă și noțiunea de adevăr pentru a o supune acestor rigori circumstanțiale Și uh, sunt curios uh, cum crezi lucrurile. Mulțumesc. Da, da. Uh, mă, mă gândesc la uh, constructiviștii din uh, teoria științei, nu și uh, chiar uh, aici, într-adevăr, așa stau uh, lucrurile. Uh, ei uh, înșiși, da, au uh, remarcat că propriile lor uh, teorii de tip uh, de trip. Constructivism, nu trebuie să ne ducă la, la această capcană pe care ai, ai semnalat-o. Și mă gândesc în această privință la cartea lui Bruno Latour, tradusă inspirat în engleză, Pasteurizarea Franței. Nu? Iată cum înțelegem că o teorie, o teorie științifică, teoria lui Pasteur cu privire la Existența uh, microorganismelor a fost acceptată în societatea franceză, uh, tocmai pentru că uh, exista acolo acea dezbatere în, în acea uh, perioadă uh, cu uh, privire la uh, structura, structura socială. Nu? Adică aveam o societate dinamică uh, în care uh, ieșeam din imobilismul societății tradiționale de tip aristocratic și regalist și atunci înseamnă că eram eram predispuși, nu, să, să acceptăm că există și alte entități, inclusiv în lumea în lumea biologică. Bun, așadar aveam condiții favorabile pentru ca pastor să fie, să fie acceptat, dar pe de, pe de altă parte, nu trebuie să reducem întreaga explicație doar doar la, doar la Atât, da, pentru că dacă ne, ne situăm atunci în post adevăr, înseamnă că, de fapt, schimbarea nu o mai facem în teoria științifică despre lumea obiectivă, independentă de orice minte, ci trebuie tot timpul să începem cu schimbările din mintea noastră. <laughs> Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns și ce uh, final uh, instructiv pentru noi toți. Uh, uh, suntem foarte recunoscători, domnul profesor Stoenescu, pentru această prelegere în cadrul banchetului uh, filozofic online dedicat uh, elevilor. Uh, uh, vreau să vă spun că uh, acum uh, fug să uh, distribui un examen și. Uh, Elevii pot avea încredere că îi vom primi cu aceeași promptitudine și deschidere când și dacă vor alege să ni se alăture. Și rămânem în cheia căutării adevărului. Rămânem Sigur. în cheia adoptării și promovării cunoașterii. Mulțumim din suflet, domn profesor! Mulțumesc, mulțumesc și eu și succes mai departe în banchetul nostru! Mulțumim! Toate, toate bune. O zi frumoasă, la revedere! La revedere. Mulțumim tuturor!